facem un desen numit arhitectura, acoperiș, cu cât avem mai multe desene, cu atât e mai bine. Odată că ne ajută să izolăm informația, în al doilea rând se mișcă mult mai rapid programul și în al treilea rând, dacă cineva cu care lucrez în rețea vrea să detalieze grinzile, poate să și le pună activ, lucrează pe grinzi, în timp ce ceilalți le văd activ în fundal, deci doar văd rezultatul, nu o pot modifica. Dacă noi facem un singur desen cu toată structura, e foarte greu să lucrăm paralel cu cineva. Practic, cineva care face cofrajele ar trebui rapid să-și facă toate vederile asociative, pune desenele pe gri, continuă lucrul, și altcineva care face armarea și pune pe galben și așa mai departe. Deci dacă avem posibilitatea să le împărțim în cât mai multe elemente, programul ne va mulțumi, în sensul că se va mișca mult mai rapid. Inclusiv dacă luați un fișier din Revit și l-ați importat, el se duce pe câteva niveluri, dar în același timp, dacă tot mai merge greoi, îl puneți și îl împărțiți pe și mai multe foițe. La fel din tecla, dacă iau niște IFC-uri mai mari, da, trebuie să-l iau pe elemente. Import mai multe etape IFC-uri cu filtruri pe elemente și încerc să mă rezum, să nu iau și în binările sau iau doar pe anumite bucăți, deci refac IFC-ul respectiv pe mai multe foițe ca să lucreze corespunzător. Sau, în ultima instanță, dacă doar vrem să reprezentăm grafic, ne interesează atribute, cantități pe metal, că le dă și tecla respectiv, putem să luăm DVG. În DVG-ul e și el 3D și ăla merge mai repede. Acum, arhitectura acoperiș. Practic o să-i pun o învelitoare. Noi putem face și pereți, dar nu insist acum. Putem închide clădirea asta cu pereți, cu punem ferestre, dacă vrem. Dar o să pun doar o învelitoare deasupra, intru în modulul de arhitectură. Și mergem la roșu, învelitoare. Și aici putem face și o stratificație a învelitorii. Și asta e bună pentru cantități, că nici nu uităm de ea, deci ne putem face diferite configurații de învelitoare. Să punem tablă, termoizolație, hidroizolație și alte materiale, pot să zic. Tablă. Și introduc grosimea. O să calculez la metru pătrat sau cum doresc la kilogram. Termoizolație. Și alte elemente le putem introduce aici. Și alegem și cum să calculeze la metru pătrat, la bucată, la kilogram. Și aici eventual de cum să tai elementul după planul de acoperiș. Și asta e mai relevant la o construcție civilă, chiar la un acoperiș. Bun, o să-l las, de fapt, să-l fac, să-l corelez, că după aia arată ciudat, dacă unele straturi sunt altfel decât. Bun, se poate face, deci, pachetul de materiale, care se traduce și în suprafețe de animație, deci pot să am diferite texturi pe acoperișul ăsta. La fel, suprafețe pot să am diferite în funcție de dacă am tabla o fac ca metal. Aici fac izolație. Și altă secțiune. Și după ce am terminat, pot să salvez. E configurație învelitoare industrială, zici. Îi dau OK. Și trebuie doar să o desenez în plan. Ea se va mula pe planul de acoperiș.
Sper că nu l-am făcut complet acoperișul. Numai că dacă noi dorim să mulăm ceva pe un plan de acoperiș, v-am zis că trebuie să ne asigurăm că planul de acoperiș se află în desenul respectiv. Acum ori mut, dar nu vreau să mut pentru că arhitectura mea vreau să fie separată, să pot să o izolez, deci asta o țin doar pentru o prezentare. Și atunci merg pe varianta de a copia planul de acoperiș. Deci intru pe vederea aceasta, pe desenul de structură care are un plan de acoperiș și fac o copie și în arhitectură. Evident, dacă fac vreo modificare, va trebui să actualizez, adică cel modificat să-l iau și să-l pun în locul celui vechi. Acum, dacă dau paste, practic ce am lucrat pe acoperiș este acoperit de. Deci se mulează pe forma aceasta, planul de acoperiș îmi dictează forma respectivă. Putem introduce și niște deschideri în planul de acoperiș. Le găsim în partea aceasta, fereastră în acoperiș, de exemplu, și în proprietăți putem alege o formă de fereastră, poate fi o formă oarecare, dreptunghiulară, am niște dimensiuni. Să-l rotesc, hai că vreau invers, 2 cu 1. Și atunci introduce acest gol, care el practic golul e ceva dinamic, pot să-l modific prin parametri, pot să-l copiez, deci este ca o antimaterie. Și totodată pot să-i pun și un glaf sau efectiv material de fereastră, pot să-i zic luminator. Și am aici un luminator pe care pot să-l așez și el se adaptează deschiderii, deci detectează automat deschiderea și am diferiți parametri prin care pot să controlez curbura, forma. Deci e un smart part. Sau ferestre obișnuite putem pune, deci diferite forme. Și apoi pot să-l copiez, să-l modific. Deci, în maniera asta pot să introduc goluri în acoperiș. Pot să mai adaug și alte obiecte, le găsesc la partea de în bibliotecă, standard, arhitectură, accesorii acoperiș și am diferite accesorii, burlan, șcheabă, paratrăzi, linie 3D, ventilație acoperiș, treaptă, scară pentru acoperiș. Sunt niște obiecte pe care le pot aduce pe planul nostru. Deci pot să pun aici un șcheam, care este un obiect smart part, e parametric, pot să schimb unghiul, semirotund, să fie închis, să dau un nume la obiect. Și diferite acoperire, stânga, dreapta. Mă interesa să schimbă unghiul, unghi 90 de grade. Și îl așez pe un colț. Pot să-l pun și în vederea aceasta, deci îl așez întâi în plan. Pot să-l și ridic la poziție acum, că el inițial îl pune în 0,0. De fapt, ăsta ar fi un pic pe dos, acum sunt cu ele alea puse. Și să-l duc. Deci, din unghiul ăsta drept, pot să-l asamblez cu un altul pe partea aceea și să-i pun elementele.
Să-l ridic și la poziția sa. Și pot prelucra să stabilesc unde e închis, unde e deschis. Deci sunt diferiți parametri ce mă ajută să modelez un astfel de element. Și similar cu borlane, racorduri, deci se pot construi asamblând elementele. O să las atât. Sau, dacă nu sunt mulțumit de ce găsesc pe aici, pot să adaug oricând și alte elemente. Deci, dacă nu sunt satisfăcător tot ce găsesc aici, în primul rând există paleta Connect, unde vă puteți face cont gratuit și de unde găsiți. Bun, deci conectarea și la BIM Plus și la Allplan Connect se face în același mod. Adică e același cont. Vă creați cont pe Allplan Connect, e gratuit și după aia vă puteți conecta. Eu o să mă conectez la asta de BIM Plus și automat cât se conectează și asta. Deci există portalul Allplan Connect, unde găsiți și versiuni mai vechi de Allplan, deci kitul de instalare, se poate descărca. Allplan Share este stocarea în cloud a proiectului, e gratuit pentru studenți, momentan. Allplan BIM Plus, o să vă prezint, este un cloud în care se stochează modele IFC și se pot face corelări, verificări, task management. Allplan Forum, unde se găsesc întrebări și răspunsuri și unde puteți scrie. La fel aici răspunsuri frecvente, descărcări, tutoriale, au și o serie de cursuri de e-learning. Despre licență puteți verifica statutul licenței și găsiți și diferite manuale și tutoriale pe ultima variantă de Allplan sau vă puteți căuta pe varianta dorită. Totodată există și conținut, obiecte CAD, Smart Parts și Python Parts. Deci verite simboluri sau elemente de exterior, de exemplu, găsesc aici exterior. Persoane sau detalii 2D de construcții, le puteți descărca de aici. Sunt obiecte pe care majoritatea sunt Smart Parts, le-ați descărcat și le treceți direct în Allplan sau le puteți gestiona direct din Allplan. În paleta Connect, dar deci le găsiți și direct în Allplan. Și pot să iau aici persoane, de exemplu. Și pot să pun aici niște doamne lângă hala noastră. Da, văd că astea ce-i Service Plus. Teoretic ar trebui să mă las. Da, păi văd că nu mă lasă să descarc. Dar să văd de ce. În fine, o să descarc modelul. A, și astea sunt doar niște poze pe care să le așez pe randare, dar nu, voiam ceva 3D. Că au și oameni 3D făcuți. Am pus cărămidul de să se poate cum ies.
Aruncat două mașini în față pe niște plase. Mamă, de aici, de Dumnezeu. Deci texturi, suprafețe, mai găsesc. Văd că aici nu e semnalul foarte bun. Asta. Toberfest. În general cu drag and drop se preluau elementele, dacă nu, unele trebuie descărcate și dacă au pus arhivă, trebuie descărcate. Și apoi trase către alt plan. Bine, dacă îți pozezi doar poze, dar în general sunt modele 3D. Bun, asta e o sursă de obiecte, deci partea de connect și mai puteți și căuta ceva anume. Sau o alternativă, programul e compatibil și cu obiecte SketchUp, deci dacă căutați Warehouse 3D. SketchUp a fost cumpărat de Trimble. Dar asta nu înseamnă nimic, nu înseamnă că nu pot să iau ceva mai special. Deci dacă vreau să accesorizez aici, nu știu, vreau camionul ăsta. El e model 3D. Și pot să-l descarc. Ultima variantă e cea mai bună. Deci un fișier escape de SketchUp. El e 3D modelat camionul. Cisterna asta. Și pot acum să-l aduc. Importul se face cu drag and drop. Bine, depinde și cât de detaliat e. Uneori trebuie să-i alocați propriul desen. Dacă e foarte detaliat. Dar e un model 3D realizat din... să zice, din zero. E bine. Am importat o macara de pe SketchUp și practic pot să-i fac orice acestei macarale, deci să o mut, să o copiez, să o rotesc, să o... deci pot să fac chiar și amenajarea șantierului. Bine, să o poziționez mai plauzibil. La structură parter nu prea așa. Are sens. Da. Dar puteți face fundații, macarale și așa mai departe. Sau puteți modifica orice din macara. Puteți să îi ștergeți ceva, un element. Ele sunt grupate în mod normal, dar puteți disocia gruparea aceasta și avem și macara poziționată sau macara mobilă. Te înroti macaraua, deci e ca un obiect. El de fapt este o înlănțuire macro, înseamnă că sunt niște obiecte 3D grupate, lucru care e foarte bine că sunt grupate, ca să nu stăm să selectăm foarte multe. Și poate să-i fac o rotire, de exemplu, să mișc brațul pe partea asta. Fac umbră pe clădire, brațul la macara. Și în maniera asta aduc betonier, pot fac amenajarea șantierului, să văd dacă am loc față de terenul existent. Sau diferite jocuri de genul acesta, deci pe care să le folosească altcineva. Eu doar furnizez modelul 3D, platforma și se poate face o astfel de amenajare. În final, acum vreau să și export ce am lucrat, nu mai insist cu elemente de arhitectură, dar vreau să discutăm despre posibilitatea asta de export în alte. Deci cum dau mai departe ce am lucrat. Vreau să-i arăt clientului că i-am făcut hala, am făcut un pic de arhitectură dacă e nevoie. Și acum vreau să-i transmit. În primul rând putem face o imagine randomizată, deci să-i trimitem doar o poză. O să activez aici